Să mă, șacalor, ce faceți? Astăzi o să vedem cine pune mai multe kilograme pe el în 24 de ore. Regulile sunt simple, mâncăm de cât mai multe ori pe zi, dar băgăm cât mai puțin în lichide, ca să fie mâncare cât mai puternică. Nu uitați, lăsați un like să facem 20.000 și hai să vedem cine e câștigătorul. Ca să începem foarte bine, ne-am asigurat că suntem goi, ca să încapă cât mai multe mâncare și să o luăm amândoi de la zero. Prima și prima dată avem cântarul ăsta de 150 de ani și Denis o să cântărească primul, să vedem câte kilograme pune. Zi un număr, cât te crezi că ai? Dacă ghicești cu jumătate de kilogram, diferență, îți dau 100 de lei. 70,3. Ia să vedem. Dăm bani acum, scoate, ai portofelul acolo, dăm bani. Dăm bani, ești prost, ce-am ghicit? Deci ce-am ghicit? Da, am 5 lei dacă vrei. Bă, deci îmi dai telefonul, nu mă interesează. Bă, ce-am ghicit? Băi, ultimul test, oricât acum, asta e normal, nu te mișca. Da, mă, în capul deci, tău. De ce? 69,30, deci îmi dai, dăm milion înapoi. Te pare 69,3. Acum are rândul meu. Eu zic că Lucian are 83 de kilograme. Nu, cum s-a mințit, trebuie omul niciodată în viață. N-am avut 80 niciodată. Bă, bine, atunci zic că e 75. 74, cred că am. Bine, îmi dai 100 de lei dacă am ghicit? Bine. 74,5. 74. Am ghicit? Bă, deci, dar nu știam că am, credeam că am mai mult. Ia să mă mai cântăresc cu data. Am șosetele rupte, bă. Am șosetele rupte? Pot să zic pe fușă, 10% reducere, mi-am șosete. 74,05, 69,03, să vedem care în decurs la 24 de ore se îngrașă cât mai mult. Ia zi, Ștef, ce mâncăm prima dată? Mac și luăm așa, 5 Big Mac, 5 Mac Chicken, 5 Big Tasty, 12 nuggets. Deci în primul rând când dă daună clipul ăsta la buget, așa că nu uitați să lăsați un like și să vă abonați. În al doilea rând, bă, trebuie să mâncăm de mai multe ori, gen, bine, trebuie să te umfli, dar trebuie cumva și să scapi o leacă, să arzi calorile, dar ca să poți să mănânci în plus. Bă, mie îmi plac videoclipurile astea, mai lăsați un like, vă rog. Nu prea mi era mie acum de Mac, dar hai să băgăm puternic. Bună ziua! Aș dori și eu, vă rog frumos, un meniu de Mac Nuggets mare. Aș mai vrea, vă rog frumos, două Mac combo-uri, un Mac tău și încă un combo cu Mac tău și cartofi și încă două sosuri sour. Cam atât pentru prima dată. Și acum, Rămâna, dați-mi un meniu Big Tasty normal, mai dați-mi un meniu Mac Chicken, vă rog, un sos sour, unul de usturoi. Nu, atâta. Mulțumim, bine, Rămâna. Mulțumim. Bă, și bine că nu plătești tu, când intră mâncarea asta. Un milion și cât? 200. Deci nu știu dacă mai am bani pe card veri. Avem de a verifica că nici nu știm ce am luat. Nu știu, dar știu că costă. A, deci aici ați doar apele. E bun că avem apă. Atât au dat? Da. Păi stai alea, că gen, dacă bei asta, ai din prima 0,5, ai 500 de mililitri în tine. Da, mai faci chisă. Da, așa e, se duce, de seară se vede. Mulțumim mult de tot. Crească familia, mersi, veri. Ia, vezi, veri aici, așa. Mai are rost să le verificăm, McNuggets, Big Tasty, Big Cartofi, ia uite aici, mă, bă, ce țăramă puși cu cartofi, ca țărani, bă, ești prost. Băi, dar ce miroase aici, așa. Cred că are spre 2 kg plasa asta. O să calculăm și caloriile, cât am mâncat. Că pe lângă kilograme facem și cu calorii, să fie așa, 2 în 1. Mi-o foame de leșâni, de leșâni, ești prost. Iar am zis că și mor, dacă n-am zis că și mor. Este abia ora 14:37. Asta e prima masă, n-am mâncat nici eu, nici Ștef. De acum începem. Ce? Nu mi-o dat mic chicken-ul. Cum? Bă! Eu nu promovez așa ceva, este doar un clip. Nu este sănătos. Ia să vedem chili sosul, vedem dacă iute. Bă, chiar e bun. Vrei de usturoi? Nu. Dar te pup cu cineva sau care e faza? Cu tine. Bă, nu de acord cu astea. Mec, sincer, n-am mai mâncat gen, nu mai știu. De când am fost acolo la Bacău, cu vreo 2-3 luni, n-am mai mâncat mec. Bă, dar uneori merge vere. Hai să-mi bag, bă, vere. Bă, ce prost, să-mi bag picioarele. Ai două clase și ala de la grădiniță. Bă, lăsați un comentariu dacă dați pe voi când mâncați, gen nu există date să-mi dau. Bă, dar îmi plăcea ăsta bere. Bă, lasă bă, că ți-i altul de pe fușă, cu codul să ne 10% reducere. Culmea merge la produsele deja reduse, deci dublă reducere. Să-ți dai seama ciudat să parchez lângă noi să vezi când ne filmăm cu cameră cum mâncăm. Frasele, am terminat seara pentru masă. Bine că nu mi-au mai pus mexică, nu ăla că nu mai, nu. Mi s-a făcut grație de la puiul ăsta. Mi-am murdărit tricoul, mi-am murdărit și mașina, mi-am murdărit și demnitatea. Dar am mâncat prima masă, alright. Acum că am terminat de mâncat, ne odihnim și noi aleacă burțile. Și cât de odihnim, o să ne jucăm aleacă Matchmasters, care, atenție, este sponsorul videoclipului. Adică ne-am ajutat să ne luăm mâncare, da. Și vreau să vă spun despre ce concurs au, unde puteți să câștigați bani reali. Atenție! Matchmasters este un joculeț cu aproape 10 milioane de playeri, da, care te prinde foarte repede. Cu eventuri și turnee și de fiecare dată când te joci, poți să câștigi premii. Intră să te bat acum la un match și după stați ca să vă povestesc concursul cu bani reali. Îmi dau un extra move aici, frumos. Și fii atent acum ce se face fratele tău. Dau cu booster de asta, din special, din ai tu, Samio. Ia uite-le aici, ia uite-le.
Și acum încă un activ, băi, deci te-am ținut o oră la... Deci ești joi singur acum, asta vreau să zic. Eu n-am mai pus mâna pe, n-am mai pus degetul pe crani de jumătate de oră. Gata, aștept. Ți-am dat așa, ia uite cine e câștigătorul, trească familia mea, am câștigat, te-am spart. Fiți atenți că puteți să câștigați 2000 de euro, 2000 de euro, da? 1000 de euro locul 1, 500 de euro locul 2 și 500 de euro locul 3. Primul pas cel mai important este să vă instalați Matchmaster de pe linkul din descriere, neapărat, sau de pe QR codul ăsta pe care îl pun eu pe ecran, neapărat. Pasul numărul 2. După ce instalați jocul, când intrați în el, o să primiți un welcome pack care o să vă ajute pe parcursul turnamentului. Pasul numărul 3. Trebuie să jucați cât mai mult în următoarele 5 zile, pentru că persoana care strânge cât mai multe stele o să ia 1000 de euro. Și mai așteptați după clip, mergeți în descriere, instalați-vă jocul și sper să câștigați cât mai mult. Ceasul este acum ora 5, adică a trecut vreo 2 ore de atunci. Am fost să luăm frumos cablul ăsta pentru microfon. Începem și live-urile, așa că se va activa acolo clopoțelul. Uitați-vă la acest goblin. Urmează să facem masa numărul 2, ce ceva puternic. Pizza lui Minescu, mă, ce e asta? Bă, gen asta e bună, e pizza de aia adevărat. Da. Bă, bagi un kilogram de pizza. Da. Bă, ești rău? Pe cuvânt de-om, dacă are sos bun, îți mănânc. Bun, ia zi-ne ce pizza are Minescu aici. Deci, ca să vedeți, gagii că mi-au pus aceeași pizzerii, dar în alte locații. Din Giurgiu, din alt județ, o pus numai ca să nu dăm 3 lei transport. Pe asta? Pe asta mi-au. Puternică asta, nebunia asta? Da, cu rucola, cu prosciutto, da, să mi iau. Extra înghinare, extra abonare. Oh, abonați-vă. Pizzile au venit, dar se pare că Denis a dormit, nu mai putut. Este soldat pe zi la datorie, nici mă bag în seamă. Uitați-vă, leac. Siesta. Ia, babe, desfă-le o leacă să vedem ce se întâmplă. Să vedem cât mai avem de mâncat. Bă, dar ce bine arată, ești frumos. Oh, mi s-a făcut foame instant. Ăsta e Niculețul, direct să-l doară mațele când se... Așa, deci avem de băgat puternic. Bă, Minca, am venit să vomit de la mecul ăla. V-am zis că n-am mai mâncat de mult. Dar ce-ar merge o leacă aici așa? I-am zis că și-o mor. Mor. Deci, masa numărul 2. Bă, mie mi-este foame, dar migrație de la sosul. Am mâncat sos sour de la mine. Bă, dar vezi că e bărbătoasa ta. A mea e cam așa. Bă, vezi că mi s-a făcut foame instant. Mhm. Te îngrașă tu? Opa. Hai la ciute. A, uitați ce blat. A, uitați. Ia liniște, liniște, e la microfon. Cred că mă opresc. Bă, migrație de la susul ăla, de la Mekeș, frumos. Hai să vă zic o fază foarte amuzantă. Eu toată viața mi-am dorit să devin actor și gagic mai aici de față a ajuns ea. Gen, efectiv, așa mi-a dat. Mi-a dat de gata, deci, hot dog, hot dog, hot ding dong. Yo-ho. Se rămâna pentru masă. Nu mai pot, dar păcat că e foarte bună, ia. Dar totuși brațele acestea. Să audă și vecinii mei de dedesubt și cei de deasupra. Ștef, ești pregătit? Nu, deloc. Hai, Ștef, frumos. Am venit la sală. Suntem aici bărbătoșii. Gândiți-vă deci... că eu am mers în viața mea de două ori la sală. O dată să fac un bloc ăsta la 15. Da, mi-aduc aminte la 15 ani și mai merge dată acum cu mine. Păi trebuie să mai ardi niște calorii ca să poată să intri. Mergi să luăm șaorma după. Hello. Deci așa țărâneală l-am făcut în viața mea. Se face încălzirea. Sare febră. Și eu am. Suntem la Stay Fit Gym Pipera, da? Și mulțumim lui domnul Alex că ne găznește cu o sală așa frumoasă. Și ai ghicit, Alex chiar este din Bacău. Mă rog, de lângă Bacău, dar eu n-am știut asta. Și uitați ce sală frumoasă are în București. Și o să facem un antrenament așa ușor de piept, umeri și triceps, așa puși o leacă. Hai mile. Cât să-l pușuim pe ăsta. O leacă să-l învățăm așa, el o să facă la mișto. Vă dați seama, dar măcar să-l pun așa când mai mergi la sală să impresioneze fete. Să știi cum se fac exercițiile de la fratele lui, ciocănar, bărbat viking. Bă, vezi cum se vede mie pe cuvântul meu, dacă nu știu, mă știu. Pompat acolo. Ștef, vreau să fac ceva, începem prima dată cu un pic de handstand, așa, ca să ne încălzim un pic umerii. Da, bravo, pune-mă pe mine, stau mâncă. Să mai fac și tot, ești pe capul. Așa, 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 bravo, bravo, bravo. Bravo, bă! Ai reușit bine, ai reușit bine pentru prima dată, ai reușit foarte bine. Martin de obișnuit sunt tu. Așa, hai. Hai, bă, că le duci. Eu sunt antrenorul și zic că duce bine. Ciorbă, că dai sufletul, bă, mai păstrează, bă. O făcut două deja, dar nu l-am filmat. Uite, bă, că poate. M-ai emoționat acum cu camera. Mi-a ajuns să am întrebi. Uite, ce-a făcut ce. Uite, John. Așa, da, bă. Poate să-mi iubești pe Genis ca să-mi zici și voi ca el. Uitați-vă, bă. Uitați-vă cum poate. Uitați-vă ce joacă. Tricepsana. Bă, nu izbi aparatul, că te izbesc eu. Bă, se vede care merge la sală și care nu. Da, bă, dar să știi că te descurci foarte bine, bă. Bă, dar spor mai fac, bă, dar... Da, așa e, bă, dar nu-mi faci să de asta bine. Da. Te descurci foarte bine. Snubi. Ești rubi, rubi. Până sus, fără să mișcă, bravo. Șeful meu este campion.
După o sală corectă, Ele nu mă mai mișc. L-am adus pe Ștef, am ars niște caroi, gen s-au consumat o leacă din greutate, că s-au fost în antrenament mai greu. Am vorbit cu băieții, le-am zis din timp, bă, vedeți că o să fac un vlog, bă, mi-o face să arbi 1,5 kg. Și da, fratele meu. Deci are asta, pe cuvântul meu, că mi se încordează bicepsul. Are 2 kg, deci fii atent, dacă îl pui pe cântar, 700-800 de grame tot au veri. Nu m-a lăsat să filmez, păcat. Am făcut o dată, avea 1,1 kg, pe cuvântul meu de om, dacă mi-mi dă. Deci eu am crezut prima dată că o să pună 2 lipi, era așa de plin și i-am zis Luci, bă, nu cred că are cum să o împăturească. Totdeauna, băieții mei de la Socului, cei mai bărbați care vă uitați la vlogul ăsta, păcat că nu le știu numele la fiecare în parte, dar am mai făcut story-uri cu ei. Bă, deci știi când vin acolo, uite așa frate, gen îmi pun așa orma aia, uite așa mi-o fac. Îmi pun dublu sos, îmi pun cartofiori bun, crispy-uri multe. Îmi fac așa, bă, așa da, îți moldoveanul lor preferat. Hai să vedem dacă au măcar 800 de grame, ia fii atent aici. 800 zici? Nu știu, veri, hai să vedem. 737 de grame. Hai, dă-ți capul meu! Și asta, 704. O iau eu pe asta, 704. Hai pe asta, mai zic. Cu asta și mai bei o leacă de apă, ai un kil. Hai să băgăm. Bărbul, am o fibră, nu mai pot. Nu poate să ridice cea urmă, Meri. Hai, lău. Uite o leacă aici, verișorile, ce aici. Hai, dă capul din zile mele. Mukbang! Hai, ștept, bate și-a urma și dă-i. Doamne, știu, pe Doamne, vădă ce. Bun, Ștef, hai să facem smash or pass cu mâncare. Shaorma Socului sau McDonald's? Bă, Socului, că eu din Bacău și n-am Socului. Socului sau KFC? Bă, zici că nu prea mănânc de la KFC, că mă doare burta după. Așa că Socului. Bă, nu vreau să fim scârboși când mâncăm sau ceva, dar eu doar o să explic și voi să vă simțiți. Știți momentul ăla, da, când este puternic rău și trebuie să-ți dai hainele jos de pe tine. Bă, dar las. Trebuie să-ți dai, îți lași telefonul jos, că nu poți să te uiți la telefon. Și te rogi la Dumnezeu, Doamne, de ce eu? Că acum zic că nu mai pot și când o să mă uit la videoclipul ăsta când o să apară și ce mai probabil să-mi fie foame, o să zic, bă, cât de prost ești, bă, că acum aș fi mâncat tot, bă. Știi care e cea mai nașpa parte la o shawarma? Partea de final când se distreabă. Nu, când se termină. Da. Aici. Gata. Mai mănânc o felie de pizza și pe-s gata. Nu cred că mai mănânc pizza. Hai să vedem, Ștef. Deci avea 69.30, da? Da, 69.30 la începutul zilei. 69.03 numai. 69.03. Hai să vedem cât ai acum, Ștef. Bă! 71.65! Nici nu știu, 2 kg! What the fuck? Bă, ești prost, ești somn îngrășat ăsta de o focnește în el. 2,35 kg, rândul meu. Bă, eu am șosetele rupte, poate folosiți și voi codul din Pifusor să-mi iau altele. Vă rog frumos, asta e, s-o rup, nu o să mă ascund, ăsta sunt eu. Gata? Da. Hai să vedem. Cât aveai? 75.85. Bă, ăsta aproape cât tine, bă. 75.85 și aveam 74 fix. Bă, așa puțin te-ai îngrășat? Nu m-am îngrășat puțin, stai bă, mă mai dăm o dată, e imposibil. Știi de ce? Că a fost la baie și a dat 1 kg. O, da, veri! A dat 1 kg și a dat 1 kg. M-am dus la baie, de aia, veri, am... De aia că eu am fost la baie și ți-am zis că dacă mă duc, pierd. Mamă, ne-am dat kilogramul jos. Am pierdut challenge-ul în fața ta. Și ai pierdut bani, ai mâncat degeaba, adică. Nici nu am apucat să se ia mâncare, prea bine să mă. Ceasul este 005, este 12 noaptea. Avem aproape 12 ore de când facem asta. Bă, 12 ore, că am început la 2 și 12. Gen 12 ore de când am mâncat și am... stat numai pe chestia asta continuu. Se pare că ratatul de frate meu a câștigat, m-a bătut. Nu, eu v-am zis, m-am dus la baie, am pierdut. Asta e, am pierdut kilograme când m-am dus la baie. Bravo, Ștef. Vreau să știi că câștigi premiul rataților. Da? Da. În cât constă? În cât constă? O strângere de mână și o mulțumire. Știi cum fac președinții așa, să uită la cameră și zâmbesc. Vă reamintesc încă o dată să vă instalați atenții Matchmaster de pe link-ul din descriere sau de pe QR codul ăsta de pe ecran și să ajungeți în acest star race de care v-am povestit. Băgați acolo puternic și dacă ajungeți în finală, v-am zis, locul 1 ia 1000 de euro, locul 2 500 de euro și locul 3 500 de euro. Câștigătorul o să fie anunțat pe pagina oficială Matchmaster și dacă o să câștigați premiul cel mare, o să vă contactez chiar eu și o să vă trimit suma adevărată, o sumă mult mai mică decât am dat-o azi noi pe mâncare. Voi ați rămas cu videoclipul, noi am rămas cu kilogramele și v-am pupat. Pa, bă!